Venit la emisiunea Sănătatea Noastră, continuăm discuția noastră din această seară despre chirurgia estetică și plastică și vă reamintesc că invitatul meu din această seară este domnul dr. Emil Senin Negovan, medic primar, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și estetică. Domnule doctor, aș vrea să continuăm cu patologia sânului în chirurgia estetică și aș vrea să începem cu micșorarea sânilor. În ce situații apelează pacientele la dumneavoastră pentru micșorare de sân? Ar fi două situații. Paciente care sunt nemulțumite strict estetic. Deci au rămas, adică ori au sânii foarte mari, poate să fie și paciente tinere aici, ori după sarcini și alăptări au rămas cu sâni foarte mari, aceștia de multe ori sunt și foarte căzuți și se adresează pentru corectare. A doua categorie de paciente, care iarăși pot fi fie foarte tinere, fie mai în vârstă, au deja probleme, dureri de spate, de coloană, umeri. Am avut o pacientă pe care inclusiv un șold o durea din cauza sânilor prea mari. Da. Exact. Da. Cât durează o asemenea intervenție chirurgicală? Și depinde, cum se efectuează? Sunt procedee diferite, câteva de bază și cu care ne jucăm, le adaptăm în funcție de cerințe. Sub 3 ore rare ne putem încadra, între 3 și 4 ore în general. Și recuperarea postoperatorie? Recuperarea destul de rapidă, deci sunt dureri date de tăieturi, sunt cel mai adesea sunt 3 incizii care însumate depășesc jumătate de metru. Primesc pacientele antialgice pentru aceste dureri, au voie să facă efort, cam 2 săptămâni, să evite orice situație care poate să degenereze în traumatisme locale, deci nu au voie să facă sport. Se poate obține simetria perfectă a sânilor după această intervenție? Niciodată. 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 Da, deci, la începutul operației, că face un desen preoperator, se face un desen preoperator ca să stabilim inciziile, facem măsurători, să încercăm să facem sânii simetrici. În cursul operației, pe măsură ce scot din fiecare sân, tot ceea ce scot dintr-un sân, punem pe cântar, cântărim. Eu fac o evaluare așa, din ochi, cam care e diferența între cei doi sâni. Cântărim ceea ce scot, încerc să scot mai mult din sânul mai mare. Niciodată nu este simetrie perfectă, dar mai putem ajuta pe urmă cu o lipoaspirație, mai putem scoate niște grăsime, putem tenta la simetrie, dar niciodată așa, la aceeași fata morgana. Mărirea sânilor? În ce situații s-a cerut? Spuneați la începutul emisiunii că sunt două categorii de paciente care apelează. Acestea sunt cele foarte tinere care nu au, cele mai trecute de prima tinerețe care regretă ce au avut și nu mai au. Deci operația este mult mai ușoară, implantul mamar este, să spunem așa, banal de pus. Aici totul depinde un pic de înțelegerea pacientei, aici mai am probleme, mai ales pacientele mai tinere, care vin cu idee preconcepută că dacă prietena mea și-a pus de 300 de mililitri, atunci eu vreau de 400. Eu, exact. Așa, și implantul este cam pun raportat la dimensiunea toracelui pacientei. Ne mai putem juca un pic cu dimensiunile, dar nu putem să exagerăm că apar și aici, pot să apară complicații. La ce vârstă apelează? Spuneați de tinere. La ce vârstă apelează tinere? Între 20 și 25 de ani, marea majoritate. Da, deci cam pe când încep să stabilească, să spun așa, relațiile mai serioase cu partenerii. Și implantul de silicon, atunci să înțelegem că se alege împreună cu chirurgul estetician? Aveți cam o discuție preoperatoare? Da, avem cel puțin o discuție. De se face la, când vin pacientele la consultație, atunci discutăm absolut tot. Despre implanturi, despre operație. Da. Tot atunci fac și măsurătorile. Am niște implanturi de încercare, pacienta vine cu un tricou elastic sau cu o bustieră, punem niște implanturi ca să văd cum mă pot și eu juca un pic cu volumul de implant. Deci, eu
am niște măsurători ale mele de care trebuie să mă țin strict, dar mă mai pot un pic, mai am o marjă de, cu care mă pot juca și atunci trebuie să văd și pacienta cam ce își dorește, că să fie ea mulțumită în final, mie să-mi iasă operația, să nu avem complicații, dar și pacienta să fie mulțumită, să nu am pe urmă reproșuri că prea mici, prea mari. Ce înseamnă recuperarea postoperatorie? În cât timp poate să-și reia activitatea? Mă, depinde ce fel de activitate are. Este interzis efortul pe brațe timp de o lună. Deci n-au voie să ducă greutăți, să împingă, să care cumpărături, să ridice coatele, mâinile mai sus de nivelul umerilor. E un pic de, să spunem, de durere, mai ales în primele 3 zile de la operație, fiindcă implantul se pune sub mușchiul pectoral. Mușchiul pectoral, prin această manevră, este pus în tensiune. Când implantul nu e mare, tensiunea e mai mică și pacienta se recuperează mai repede. Când sunt implanturi mari, pacienta deja începe să sufere. Nu știu, de 15 ani sau de când operez, poate mai mult deja, o singură pacientă am avut care a doua zi după operație mi-a plâns. Era o pacientă, nu avea implanturi mari, dar era o pacientă mai finuță, mai sensibilă. Da. Evitarea efortului fizic înseamnă că este o Da, deci ce se poate întâmpla? Mai ales în primele 24-48 de ore de la operație, dacă este pus pectoralul în mișcare, prin frecarea cu implanturile poate să înceapă să sângereze. Nu sunt vase mari acolo, dar un mic hematom ne poate da mari bătăi de cap. Deci, mai ales de asta, în primele 2-3 zile de după operație trebuie evitat cât mai mult posibil mișcarea brațelor. Mai departe, mișcările excesive de forță, de efort, pot să mobilizeze implantul. Mușchiul poate să împingă efectiv de implant, cel mai adesea în sus, și implantul să se deplaseze. Un profesor de chirurgie plastică, dacă bine mi-am aminte, din Statele Unite, ne-a dat exemplu unei paciente care i-a venit cu un implant deplasat la o lună, două după operație. Era implantul dus în sus, mișcat în sus. Și a întrebat-o, ați făcut efort? N-am făcut efort, ce s-a întâmplat? Până când i-a venit în minte să întrebe, dar ce meserie aveți? Doamna respectivă era educatoare la grădiniță, era mică de înălțime, nu ridica copii, avea o tablă pe care le mai desena la copii una alta. Ea fi mică de înălțime, desena undeva cu mâna sus și din cauza asta i s-a deplasat implantul. Deci nu e efort, posibil, da, nu lovitură, nimic, pur și simplu de faptul că a ținut mâna prea mult timp în sus, s-a deplasat implantul. Și asta destul de greu se mai trebuie, de cele mai multe ori trebuie reintervenție pentru repoziționarea implantului. Cicatricea? Cicatricea, în general, tăitura în general se face în șanțul submamar și atunci e destul de... Nu este vizibil. Nu este vizibilă, dar e destul de bine ascuns acolo. Nu știu dacă am avut un caz sau două de paciente care să vină să corectăm cicatricea după astfel de operație. Ridicarea sânilor este o intervenție frecventă? Da, în ultimul timp, da. Aici, iarăși, ar fi a doua categorie de paciente, cele deja trecute de prima tinerețe cu sarcini antecedente. Sânul are suficient volum, dar din cauza lăptării a căzut și se poate ridica, dar cu costul unor cicatrici. Și rezultatul cam cât timp poate fi menținut prin această Acum intervenție? E un pic dificil de dat, că depinde foarte mult de materialul pacientei, mai ales de vârstă, ca să spunem așa, și de volumul sânului, de greutatea sânului. Deci un sân mai mic ridicat rezistă mai mult în poziția ridicată decât un sân mai mare. Greutatea mai mare trage mai serios și cade mai repede. Dar rezistă de obicei ani buni. O altă intervenție foarte importantă, în special pentru acele paciente care au suferit intervenții chirurgicale după cancer mamar, după o tumoră, este reconstrucția sânilor. Cât de mult se apropie de chirurgia estetică acest tip de intervenție? Păi, să reconstruiești un sân, iarăși, prin reconstrucția sânului nu-i dăm funcție. Deci femeia nu mai poate alăpta, nu mai are cum.
Deci ceea ce facem, putem spune că e o operație estetică, doar că aici este în scop reconstructiv. Nu facem și ca pacienta să fie... patologie tumorală. Da, da. Nu facem ca pacienta să fie mai frumoasă, ci o refacem normală. Deci a pierdut un sân, uneori amândoi, și atunci noi operăm ca să refacem sânul sau cei doi sâni. Și în ultima perioadă s-a introdus în program acest tip de intervenții. Până 2014, atunci s-a considerat o chirurgie estetică. Deci nu, deși înainte făceam operațiile de reconstrucție, doar că nu se plătea implantul de către casa de asigurări. Da. Pacienta trebuia să plătească implantul. Da. Și acum reconstrucția sânilor, până la urmă, intră da, la deci chirurgia reconstructivă. Este acoperită de casa de asigurări și operația și implantul mamar. La bărbați se efectuează intervenții la nivelul sânilor pentru anumite patologii? Da, ginecomastia. Deci sunt bărbați care au ginecomastie de diferite cauze. În funcție de ce problemă este efectiv, poate să fie o excizie de glandă, poate să fie lipoaspirație, uneori combinate. Sunt cazuri mai grave când trebuie inclusiv excizie de tegument. Este prea multă piele, trebuie excizat și tegument. Sunt mulți pacienți cu această patologie? N-aș putea să zic mulți. Sunt. Nu știu, acum, anul ăsta cred că am făcut deja două. Dar, două intervenții. Așa. Uneori sunt, vin 2-3 pacienți unul după altul, alteori câte un an nu vine nimeni. Da. Domn doctor, ne oprim pentru ultima pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția.